seara, Ana Bircel sunt eu, aș fi vrut să vă lansez, știți că noi am și inițiat o petiție tocmai ca să vă sprijinim și să spunem ajunge, nu mai acceptăm să fim batjocoriți și condamnați așa în bloc, dar mă gândeam, dumneavoastră, ca să arătăm o altă față a noastră, de ce nu ieșiți la un protest împotriva violenței, la un marș împotriva violenței? De ce nu încercați să, în comunitatea respectivă să faceți mai multe acțiuni și cu oameni de succes de acolo? Eu personal cunosc o grămadă de tineri care sunt la studii în Italia, care sunt medici foarte mulți și câțiva avocați acolo de succes și care cu toții mi-au și scris și mi-au spus, domnule, chiar îmi este foarte ciudă și îngrijorător ce se întâmplă aici, pentru că eu îmi văd de treaba mea, îmi văd de familia mea, îmi place să trăiesc în Italia. Da. În primul rând vreau să vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră, pentru petiția care ați inițiat-o și asociația noastră va prelua această inițiativă, cu siguranță vom avea un număr imens de semnături. Vă mulțumesc. La propunerea dumneavoastră de a organiza marșuri de protest sau manifestații, vă rog să mă credeți, nu este oportun, pentru că s-ar considera că răspundem la violență cu proteste. Da, protestăm împotriva violenței, deci putem să spunem pe pancarde, nu violenței. Suntem de acord cu dumneavoastră. Cred că am putea acționa împreună cu anumite partide politice din România în alte direcții. Problema aici, în Italia, se rezolvă politic în momentul de față și nici de cum diplomatic. Diplomația, am spus-o în nenumărate rânduri în ultimele zile, a falimentat. Pentru că am văzut politicienii români care au reacționat cu acuzări și cu insulte la adresa politicienilor italieni și invers. În schimb, dacă un partid de la guvernare, chiar din România, vine în Italia și începe o colaborare apropiată cu omologilor, cu aceeași familie politică, și le reamintește italienilor, oameni buni, aveți 1.200.000 de oameni aici, în Italia, care au drept de vot pentru alegeri locale, parlamentare, regionale, etc. Deci noi numai așa cred eu că putem rezolva problema. Da, cum vi se pare? Da, eu aș... E o soluție. Bineînțeles că dânsul locuiește acolo și vede situația altfel decât o vedem noi aici. Dar eu rămân încă la părerea că trebuie... Sunt de acord cu dumneavoastră că nu trebuie să răspundem prin violență sau să intrăm în acest joc de tu mi-ai mai jignit, hai să te jignesc și eu de două ori sau așa. Deci lucrul ăsta trebuie evitat și nu cred că trebuie continuat pe această direcție și cred că poate trebuie să condamnăm și poate și dumneavoastră, domnul președinte, să condamnați și să alertați opinia publică că acești politicieni italieni extremiști se folosesc de această situație pe care dumneavoastră pe bună dreptate a spus-o, că ei își fac campania locală acolo, nu i-a apucat pe ei acum a grijă de tot ce se întâmplă în lumea asta și această campanie electorală, bineînțeles, are și particularitățile date de această criză economică, care e destul de puternică în Italia, după cum bine știți. Deci, dar aș condamna ferm aceste politici extremiste și sub nicio formă nu pot să fiu de acord cu valul ăsta de xenofobie și de după părerea mea, incalificat. Să sperăm că este punctuală, așa cum spuneți dumneavoastră, este electoral tot ce se întâmplă, însă mă gândesc că e mai grav decât atât. Domnule Tertelac, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Domnule Bumbu, ce ați vrea dumneavoastră să faceți pentru etnia romă? Ce trebuie făcut de urgență? Urgent! Să aveți trei direcții pe care să mergeți și nu s-a făcut. Măcar să știm că ați identificat problema. Păi au trei direcții. Una e Italia, una e Spania și una... Care mai e? Pentru mai aici este problema, pentru că percepția este că... Exact, percepția este exact pe care o spuneați dumneavoastră, dar adevărata problemă este legată de faptul că statul român trebuie să ia în considerare problematica cu care se confruntă comunitatea de romi. Și care e problematica? Deci sunt cele patru domenii prioritare care sunt în corelare și armonizare cu politicile publice europene, respectiv locurile de muncă, locuințe, sănătate și educație. Sau ce, că nu vă înțelegeți. Așa, ați început să spuneți mai specific. Așa, da. Deci este vorba despre educație,
este sănătate. Întâi buletine, nu? Au buletine? Da, să știți că guvernul trecut a fost un program de 3,3 milioane de euro în care s-au reglementat, să spunem, actele de identitate în aproape 400 de comunități de români. Da, în ce procent? Păi dacă din 3200 de localități din România, 2200 sunt cu comunități de romi, înseamnă că dacă au fost reușite să se intervină în 400 de comunități, înseamnă că aproape 25% doar s-a rezolvat din această problemă. Dar cum îi putem obliga, domnule, cu ghilimele de rigoare, să vină la școală? Că foarte mulți nu vor să vină la școală. Tocmai aici este problema, pentru că putem să le arătăm. Păi, dar am și spus cu ghilimele de rigoare, pentru că este vorba despre educația șanse. Extrem de importantă. Trebuie să ofere oportunitate și în același timp au locuri la școală, condiții. Să știți, au locuri garantate, chiar și la universități, garantate. Și nu vor să le la universitate. Tocmai asta este pentru că rata mare este o rată mare de abandon. Un copil la școală trebuie să ai un venit constant, mă gândesc. Nu poți să-l trimiți doar. Una dintre problemele care trebuie schimbate sunt cele legate de faptul că până acum aceste programe au avut eșec pentru că au fost doar intervenție secvențială pe o durată de timp foarte limitată. Cum se face că există așa o segregare extraordinară în cadrul etniei? Sunt romi excesiv de bogați și romi excesiv de săraci. Cum reușesc cei bogați? E ca la români. Asta nu este o... Și la un român cum e? Și la român, și la indieni. Păi haideți că n-am văzut nici pe asta. Mai ales că India e țara extremelor și România devine țara extremelor, unde sunt oameni excesiv de bogați, români excesiv de bogați și excesiv de săraci. Și n-avem clasă mijlocie. Atenție mare, e și la minoritatea maghiară. Dar deci nu e atributul unei etnii sau unei națiuni, măcar când îmbogățești, măcar alfabetizat să fii, dacă ești nealfabetizat și super bogat, cum se întâmplă? Când legiuitorul a hotărât să dea 7 sau 4 milioane la un cal și la un câine și nu dă la un copil să asigure condiții la școală de 42 de lei. Păi atunci ne întrebăm, statul român cu cine ține, vreți, domnilor parlamentari, să aveți o țară de câini? O să aveți. Pentru că așa știți să vă purtați cu copii. Și eu mă bazez ca prin infuzia de capital în copilul respectiv să am contributor pe viitor la bugetul păi, de stat. Care este dar problema? Știți ce face învățământul de stat din România, în special învățământul superior? Pe bani public românesc școlează creiere și genii care când termină pleacă la Microsoft, la Culescu Căpșuni, oriunde, numai aici nu. Și cu asta ce am făcut? Și dacă se întorc în România și sistemul nu este meritocratic, domnul Prigoane, ce a făcut? Never, pentru că asta spun eu din propria experiență. Dar știți acum care este problema? Dar că ați atins problema învățământului. Nu se va schimba până când nu vom înceta să mai privim banii alocați educației numai în stil contabilicesc, așa, analizând acolo ca o cheltuială bugetară și vom înțelege că banii, doamne, fiecare bănuț dat educației este o investiție. Bugetul educației și al oricărui minister, înseamnă întoarcerea înspre cei care ne-au ajutat a pomenilor electorale. De ce nu sunt corectă? Păi, dar dumneavoastră îmi spuneți mie că jumate din bugetul învățământului pleacă în învățământ? Nu! Pleacă la firmele care trebuie să zugrăvească, să tencuiască, n-are nicio legătură cu... Dar vorbeam de oameni mai devreme, dar avem și oameni valoroși care fac parte din etnie roma, nu? Putem să folosim și povești de succes? Care, atenție, nu e punctul de vedere al partidului, de ce spun în momentul de față, e un punct de vedere personal. E inacceptabil ca un minister al învățământului să ne aducă minim 2% din PIB. Minim 2%! Nu uitați că 12% din PIB-ul american i-a dus de învățământ. Domnul Prigoane, dacă se va întâmpla așa, nu e nicio problemă, că eu am personal am creat un precedent sănătos, că am dat în judecată Ministerul Educației, am câștigat și i-am obligat să facă publice toate contractele de achiziții, ca să vedem și noi pe ce se duce banul public. Deci nu cred că se va întâmpla ceea ce spuneam. Anul trecut pot să vă spun eu la ce s-a dus banul public din învățământ, a plecat la bugetul de pensii.